În această dimineață, un incendiu violent a izbucnit în apropierea unui mare magazin din cartierul de Vean Micro 15, la o cabană. Pentru stingerea focului au fost deplasate două auto speciale, iar în acțiune au fost implicați mai mult de 10 pompieri de la detașamentul DEVA din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la fața locului fiind prezentă și o ambulanță SMURD. În data de 10 decembrie, la ora 8:15, pompierii detașamentului DEVA au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință în proximitatea magazinului Lidl din zona Micro DEVA. Echipajele ajunse la fața locului au constatat că este vorba de un incendiu ce se manifestă la acoperișul unei locuințe improvizate tip cabană. Pompierii din detașamentul DEVA s-au deplasat la locul intervenției cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autosanitară SMURD împreună cu 13 subofițeri. Conform reprezentanților ISU Hunedoara, cauza declanșării incendiului, care, în ciuda intervenției rapide a pompierilor de Veni, a distrus o bună parte din cabană, a fost înfundarea coșului de aerisire. Cauza producerii incendiului a fost determinată de neizolarea corespunzătoare a coșului de fum a unui sistem de încălzire pe material lemnos față de materiale combustibile din componența acoperișului. În urma incendiului s-au degradat aproximativ 6-7 metri pătrați de material lemnos din componența acoperișului, precum și tabla învelitoare a acestuia. Efectele negative ale incendiului au fost înlăturate fără probleme, nefiind constatate alte nereguli la locul intervenției. Din fericire, în afară de pagubele materiale de la cabană, nu au existat victime omenești, iar celelalte imobile din zonă nu au fost afectate de acest incendiu.